Bună dimineața! Să dă doi din cafeaua și Biblia. Dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune. Din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, neprihănirea, toate căile care duc la bine, căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desăvârșirea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. Ca să te scape de calea cearea, ca să te scape de calea cearea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri neîntunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărările strâmbe și apucă pe drumuri sucite, ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrempuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei, căci casa ei coboară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Niciunul care duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți, căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii